Mina Urbaia Mare s-a distrat în prima zi a săptămânii cu ieșenii de la Politehnica în partida care a contat pentru 16.000 cupei României la fotbal. Albalbaștrii nu au strălucit la niciun capitol, iar unicul gol marcat de către trupa lui Costelenache a venit dintr-un asist precum golul lui Diego Maradona din finala campionatului mondial din 1986. Chiar dacă, la pauză, cele două echipe au intrat la cabine cu egalitate pe tabela de marcaj, în actul secund lămpașii au stins lumina moldovenilor, marcând încă de două ori în poarta apărată de această dată de către Teo Axinte. În ciuda eșecului, Costelenache s-a declarat mulțumit de jocul prestat de către echipa sa. Mie mi-a plăcut jocul ca și angajament. Un joc dinamic, s-a jucat deschis. Cred că a fost un meci specific de Cupa României. Goluri, surpriză ca rezultat așa din statistici, dar nu după joc. Antrenorul Politehnicii Iași a încercat să explice rezultatul care a scos Iașul din Cupa României. Noi am avut foarte mulți jucători tineri în formația de azi, am avut și debuturi, am avut mulți copii care sunt la primul meci la senior, doi copii care au fost la primul meci la senior și lucrurile astea s-au cunoscut pe durata jocului. Poate puteam scoate mai mult, am avut la 1-1 ceva oportunități, poate altfel s-ar fi desfășurat partida. Am primit un gol mult prea ușor, dintr-o posesie sigură și clară a noastră, o tranziție foarte rapidă 2-1, iar acolo cred că s-a văzut tinerețea echipei, ne-am descumpărit un pic și am pierdut rapid ritmul. A venit golul 3 și de acolo lucrurile s-au cam finalizat din punctul nostru de vedere. Era greu să mai revenim. Îmi pare rău, aș fi vrut mult mai mult de la jocul de azi. Și jucătorii Politehnicii au fost dezamăgiți de rezultatul pe care l-au consemnat în meciul de la Baia Mare. Acum însă toată concentrarea s-a mutat pe meciurile din campionat. Chiar dacă am avut o echipă tânără, cred că am încercat să ne facem treaba cât de bine am putut. Și referitor la drum, am făcut mulți kilometri, mai urmează încă o deplasare lungă la Cărăraș. Sper să câștigăm acolo și asta e cel mai important, să progresăm în campionat. Următoarea partidă pe care ieșenii o vor disputa în cadrul campionatului Ligii a doua va avea loc marța viitoare, pe 28 septembrie, când, cu începere de la ora 17, Poli se va duela în deplasare cu Dunărea Călăraș.